Accident de autocar în Vama Albița. Autocarul în care se aflau 52 de călători a rupt un stâlp duminică seară chiar la ieșirea din Vama Albița, județul Vaslui. Până la sosirea echipajelor inspectoratului pentru situații de urgență, oamenii s-au autoevacuat din autocar. Doar una dintre persoanele aflate în autocar, o femeie în vârstă de 68 de ani, a avut nevoie de asistență medicală la fața locului. Pompierii ajunși la locul accidentului au observat că din rezervorul autovehiculului se scurgea combustibil și exista pericolul izbucnirii unui incendiu. Au luat rapid măsuri pentru oprirea scurgerii și au asigurat perimetrul. La locul accidentului au intervenit și echipe ale distribuitorului zonal de electricitate care au asigurat reparațiile și repunerea în rețea stâlpului. Potrivit anchetatorilor, șoferul a intrat cu autocarul în stâlp din neatenție.